Salutare și bine ați venit la un nou episod. Stăm acum pe White, România, din câte se poate vedea. Nu știu, din câte am înțeles, băieți avea deja au deschis serverul și ne-a spus că putem să intrăm și noi. O să las aici postul de la Eneva. Acum am primit și un IP-ul, să primim gradele. Am decis ca să încep să, pardon, să filmez pentru că, da, nu știu ce am. Să văd, da, ce se vorbește, cum se vorbește. Eu nu știu, încă nu m-am spawnat. 48 de MS-uri. Am început bine. Spam-ul, din câte văd, dintr-un apartament. Posibil să trebuiască să ies. Păi te schimba îmbrăcămintea, 100 de dolari. Dar nu văd nimic. Aha. Cuts, pe asta ne alegem ceva rapid. Jachetă. Eu știu ceva mai bine, hațul, o să văd. Ia, începem așa direct. Ne facem ca așa. Arms. Destul de ok, pantaloni. Chiar am și zis că o să caut un server de 5M care chiar să-mi și placă, așa că de-aia am și luat decizia efectiv acum să începem cu el. Stați că mi-a scris băiatul ceva în privat. Ok, bun. Nu știu ce face. Du-te la dulap în camera de lux și încarcă-te cum dorești. Vreau să ies din casă. Nu o să mă mai îmbrac. Deci cam atâta văd de început. Ideea că mie îmi trebuie mai mult roleplay decât, cum zic, să stau la format. Vreau să văd acum unde se poate ieși. Cred că dacă mă aduc aminte pe aici, da. N-am făcut duminică, că episodul ăsta îl primesc duminică, n-am făcut live pentru deoarece mă pregătesc și eu. Ca să faci, trebuie să-ți faci un buletin. Păi și cum, unde fac buletin aici? Aha, aici, deschide meniul. Butonul pe care te registra. Ok. Țară rău, codul 97. Bine, nu-i data mea, le pun random. Le pun random. Așa, gata. Perfect, hai să mergem în continuare. Până acum, na, spawn-ul destul de ok. Arată destul de bine totul. Dacă vrei, dai slash job, mașini electrică, jobs, joburi. Miner, fan curier, începem cu un farm, fan curier, cerințe fără. Oamenii așteaptă chiar acum o comandă de la tine, hai să mergem pe fan curier. Mai închiriat o mașină. Păi și mă dă pe undeva pe aici, nu mă gândesc. Eu nici n-am permis să efectiv un joc. Vehicle, stai să văd dacă mi-a dat gradul de VIP, nu? O să fac că mi-a dat un ticket. Bă, sper să vă placă, efectiv o să fie postat episodul cât mai repede posibil. Hai, serios, că aici ar fi asta. Mă, deci dacă îi bagă un interior, cum ar fi la jobul pe care îl face, că hai să facem un ticket. Da, salut! O scură, cum o să... Ce admin o să vină? Cumpărăm garaj curier de ținut, nu trebuie să cumpăr prima dată. Da. Mă duc direct la curier, ținând cont că lucrăm în domeniul ăsta. Ai de la mașină scoasă din garaj. Aha, deci la asta trebuie să dau de V. Păi bună ideea cu smartphone. Da, am mai din 16. Serverul, din câte am înțeles, se deschide de câteva zile. Am înțeles, curier și ok, nu zic nimic.
Mă gândesc că trebuie să stop undeva pe aici să alimentez, să iau pachetele. Hai să nu... Îmi pare ceva pe hartă, din câte ce aici, sloți. A, se dau la sloți, aha. Dacă și apare ăsta, păi și... Hai să vedem. Trebuie să reîncarc eu, mă. Bună fază. Pleacă-te uniformă, fan curier. Da, încă mai trebuie să mai lucrez la treaba asta. O să mi-l iau eu pe meu. Și nu mi-apare pe mapă unde trebuie să mă duc. Mă treabă cu slotul. Dar nici nu mai apare unde trebuie să duc curierul. Pachetele. Compania fondată în 1992 de Cristi. Bă, au niște mici, destul de buni. Am un magazin aici, îi rămânesc pe mine și cam iau multe de acolo. E bine, și unde ar trebui să mă duc? Pe joburi, locații, nu pot să scrie meniul dintr-o mașină. Bă, da, am făcut decât el. Hai să vedem ce zice. what the fuck? Salut, Moz. Da, te aud, da. A, nu te-ai Ce spawnat încă. Păi, uite care e ideea. M-am luat jobul de curier și nu mă apare pe map unde trebuie să mă duc sau ce trebuie să fac, mă înțelegi? e aici? Stai așa că mi s-a băguit ăsta, gata. Stai, deci trebuie să dau grad de YouTube. Da. Mă arată ok, nu zic nu. Nu-i prom, nu-i plătit sau așa mai departe, eu m-am Gata, ales ți l-am dat. ăsta. Ok, mersi. Ideea că am întrebare la treaba asta, că uite, am luat mașin gen jobul de curier și efectiv nu mi-a apărut pe mapă unde trebuie să mă duc să duc curier cu astea. Ai un habar? Aici? Da, am luat Ai, ba deja. nu. Nu. Deci cumpără. De acolo îmi Hai să mă uit. iau îmbrăcăminte, știi? Dar să dau un DV, eu știu, poate să buguit. Dacă i-am dat un DV, poate să buguit. Deci revine. Acolo numai te schimbi. Bine, încet să faci update-uri și așa mai departe și atunci o să fie mai ok. Ți-e să pară? Nu mi-apare, nu. Ok, hai că o să încerc alt job atunci. Ok. Mersi, papa. Ciao. Hai să vedem ce avem. Teleportează la jucător? What? Mă pot teleporta de când am băgat treaba asta aici? Păi, îți dau Spune. mașină? Mă duc imediat la showroom să-l cumpăr. Unde mă duc până acolo? A, mersi. Mă duc la forum direct să Tăcere. cumpăr. Mersi, papa. Tăcere. Am făcut asta mică paranteză să vedem care ar fi toată ideea. Normal, stai să pun asta de la Neba. Văd acum și observ destul de bine că pot să las aici. Bine, am lăsat toată scena pentru cine se întreabă de ce apare cu followers sau așa mai departe. Pe Trovo, puteți să intrați și pe canalul meu de la Trovo și să vă... Stai puțin că trebuie să dau niște bani, că nu merg băncile. Păi am Dar, 25 de na. milioane, 75 în bancă, n-aș lua Păi încă. degeaba. A, am Nu, înțeles. aia banca nu... Cei din bancă nu merg. Stai așa că-ți dau imediat. Se poate întreba ce joburi funcționează, gen? Deci, fan curierul încă nu funcționează. Salut! Nici noi nu știm. Ah, ok. Tim? Ah.
Ce să-l întreb ăsta. Pumberto e în consolă acum, sau? Pumberto, presupun că da. N-are altcineva ce să fie. Întreb la TV de consola. Am încercat la de fapt curier și nu merge încă, știi? Da. Hai că mă duc să-mi iau o mașină până atunci. Bine, salut. Salut. Măi, prima... mamă. A, bine că mi-a dat mașină, mi-a dat asta, Nissan Scala, nu? Ce fain e, oare pot să le iau? E, nu pot. I don't have enough money. Păi și cam... de Mercedes-Benz. Geleu? Da, așa, bun. Ce mulți bani am plătit. Gata. Vădem. Vorbesc între ei. Nu, hai să mergem să vedem. Ok. Joburi. Vedeți că de milion, trebuie să... Miner să... Hai să vedem aici. Am pune locația, ne câte să vedem. Asta e destul. Auzi, șefule? Da, spune. Du-mă și pe mine la poliție, te rog. Hai. Poți? Da, hai. De cât timp ești în oraș, domnul? Ce? Zic, de cât timp ești în oraș? Nu sunt de foarte mult. Am înțeles. Mă gândesc că acolo și lucrează, nu? De cum ar fi să le trebuie permis? Ai un prieten rog de dană. Încă, oricum, am vede s-a deschis serverul. Ască destul de bine. O să ne mai prietenim pe băieții. Poftim. Zi faină, ceau! Hai să încercăm acum șoferul de autobuz. Să vedem dacă funcționează. Mai ar fi o idee să revenim iară. Deci am filmat și Roblox, am filmat tot felul de jocuri. Să vă pot spune mai pe scurt și pe față. Pe U. Nu, pe U. Leșeni, ok, vehicul. Așa. Nici nu știu dacă pot să iau acum autobuz. Transpaunam un autobuz. Mi-a zărut, dar bă, văd că funcționează. Ia să vedem. Domnule actualități, profemul. Hai să facem prima tură. Să vedem cam câți bani luăm. Mă gândesc că... am foarte mulți. Jobul 31.770 de ron de la această stație, numai, deci numai de la o stație. Bine că ideea știi că eu n-am nici permisul. Lasă acolo. Deci, dacă intrați pe server voi să vă faceți permisul, că n-am. Numai mi un pic faza că... cum se zice, pot să-mi dau de pe ca și YouTuber? Adică... na, asta normal ar fi bun, nu știu, ei știu cum am făcut. Ma, până fie să bagi gen meniu tipul spawn de vehicle, că, na, vezi, te mai duc la un rol, te mai rămâi poate peste seară, că na, ai dat disconnect, eu știu, prin Sandy, ce n-ai un garaj pe aproape, by the way, hai să ne uităm. Ba, vezi, sunt garaje. Ok, what? Aici e casă sau ceva. E bun. Bun, acum se mișcă destul de bine. Deci nu văd nicio problemă. De obicei, un exemplu, dacă intram pe servere de 5M, de multe ori mi se bloca, ținând cont că erau prea multe scripturi care nu erau bune. Gen erau copiate de pe internet și puse bază de date, numai așa, fără să schimbe multe.
Bine, dați seama că dacă, și dacă îl copiez, totuși un pic trebuie să schimb, deoarece nu pot să-l lasăm așa. Hai să vedem cam cât timp facem și treaba asta. Da, deci eu ar trebui acum să mă duc. Băi, cred că pe aici o să fie spam. Sau aici a fost. Pe aici e destul de bine ca și rol. Păi să fii cu autobuzul, mă înțelegi? O să facem noi o treabă de genul. Oh, mă, am crezut că mi-a dat. Yes. Chat. Double chat, nu pot. Deci, cumva, în felul ăsta. Și pregătim poza de thumbnail. Le pun acolo. Nu mai știu așa de multe moduri, trebuie să mai reînvăț. By the way, vreau să vă arăt o chestie, guys. Să vă arăt o chestie ce am văzut și eu pe astăzi. Stai să mi se ducă. Deci, mă gândesc că lumea cunoaște ce înseamnă Source Sage de KBase 2007. E 5M și am făcut 3000, aproape 3000 de ore pe 5M. Deci, efectiv, asta stăteam și mă uitam numai așa, vorbeam cu cineva pe voice azi dimineață și efectiv spuneam, băi, 3000 de ore, mă duc aminte când aveam 100 de ore și efectiv nu știam să fac nimic. Deci știam ideea de comportă ca și în viața reală, mă înțelegi? Dar nu știam în felul în care nu știam să fac multe, adică ca și pentru că un jucător de CTA 5 o armă merge în puști. Cam așa fac toată, da, cam așa face toată lumea care nu cu treaba asta și da. Trebuie să ies un pic, o să durez un pic videoclipul ăsta. Vreau să-mi dau și cu părerea între asta prima impresie contează cel mai mult despre server, nu vreau să mă bag live. Dacă nu m-am băgat live până acum, nici nu vreau să mă bag. Deși, na, mă joc, dar mai bine ar rămâne. Bă, faci, bă, nu zic. Adică, din jobul ăsta, la început, chiar faci. Bine, poate pe viitor o să... Mă scuzați, să rezolvi și bug-ul cu... fan curierul, sau mă rog, chiar urma. O să mă adauge mai mult ca sigur stație, nici nu știu, Shift F2 nu. Ba, mă, ia ca o stație. La 1 la 50, dar cum pot să... Ce? You are not connected to the signal. Deci, cam când început? Am început era de vreo 5 minute, să spun așa, pe ideul de între și de notare nu mă interesează. Gen asta pentru voi ca să faceți și un pic de job. După cum ați auzit, băncile încă nu funcționează. Dar o să pun acolo, în descriere, IP-ul de la server, sper că să nu fie schimbat și să putem să vin și intrați pe server dacă sunteți în căutare de niște servere de 5M. Eu, un exemplu, am căutat de foarte mult timp, am căutat și un weekend ăsta niște servere de 5M, dar foarte multe aveau numai un player, doi player, trei player, efectiv stăteam și mă gândeam. Uite, acum eu o spun pe față, dacă se uită băieții la episod, el de pe server, vreau să mă duc normal. Asta ce ar însemna? Putem să o pe dincolo. Să încep de jos, gen o poveste. O să fie și cu webcam totodată. Bine, poate la un moment dat o să mai fie web, o să scot ca să fie numai roleplay-ul, mă rog, ideea de roleplay, da. Dar vreau să încep de jos, gen să încep să cunosc pe fiecare în parte, mă înțelegi? Oricum cu poliția tot era început să-l cunosc un pic bine, nu prea se pune că na. Stai că mă încurcă pe aici. Bă, e bine, pe cele două moduri de grafică. Bine, încă ce sunt 6 player din 888 de sloturi. Sunt curios.
Dacă serverul ajunge la 888 de absolute și ceea ce m-aș bucura să creștem împreună, să spun așa. Mă, sper să ne înțelegem bine. Gen, să nu încep să postez episod sau așa mai departe, cum mi s-a întâmplat cu celelalte servere de Discord și de 5M. A început să postez episoade și după aia, puf, dintr-o dată a început să vină unul care să deranjeze tot un bombardier și a început cearta. De-aia, știi cum e? Dacă chemați streamer la voi pe server, pe efectiv mai bine și cel mai bine, respectați-l. Și dacă se întâmplă ceva, un player plus sau minus, lasă-l acolo. Că acest streamer, îți dai seama, dacă face content bun, o să și aducă mai mulți playeri. Adică asta e, frate. Până la urmă, nici nu o să stai streamerul ăla să rabde, să spun așa, jignirile, înjurăturile care sunt OC, mă sublinez OC, nu IQ. IQ e PQ, asta e. Ne. Dacă te-ai supărat, e că ți-a trece, îți dai seama. Are niște puncte destul de multe, din câte observ, unde trece autobuzul. Deci, chiar ok. Părerea mea, destul de bine. Adică faci bani, efectiv. Bine, mă gândesc că poți da de fie, mergi la un garaj, sau la mașină și asta e. Ceea ce o să facem și noi imediat, că de la filmăm de 21 de minute. Și vreau să mă duc să mai văd. Dacă dăm de unde vei aici, să vedem ce o să fie. Ok. Mai duce să văd dacă au backpack. Cred că știți la ce mă refer. Shoes de cald, accesorii. Bine, mă duc să mă schimb acum, că nu. Mai bine mă și schimb totodată. Am norocul ăsta arată destul de bine. E că am avut unul care nu s-a bucurat. Bani. Ce să zic, fai de pantaloni. Așa, pe negru. Bun. Și la pălărie. Dacă trebuie să-l iau un pic mai sus. Accesorul, nu. Mască. Watch this. Nu, nu, did you watch this? Eu citesc altceva. Unde era valea, nu? Gen ochelari. Ah, glass. Așa. Arată mai bine un pic. Mamă, ce hanuri mi-am putut alege și eu. Am o călămici de afară, parcă să am un pic mai altceva. Hai să mă duc să dau permis. Flora albastră, chiar e bine. By the way, ne-a făcut cineva un logo la Discord. Dacă o să aveți și acolo în descriere, gen o să refac descrierea pentru episoade, descrierea pentru live-uri, cu invite-uri, cu așa mai departe, o să pun și Discord-ul băieților în descriere. Așa că dacă vreți să intrați să probați serverul, easy, let's go. Oricum te conectezi cu connect-ul, gen de press of 8 și avem poliție în față și noi nu avem permisul. Sau bă, dar toate mașinile sunt albastre, adică fu, e Brabusul ăla chiar. Nu știu dacă i-am spus bine, că chiar e Brabusul ce fel de mașină e. Ziceva, n-am mai jucat de foarte mult timp și cred că mă înțelege și pe mine. Nu știu, cred că pe F3 pe undeva, nici nu vreau acum să apăs pe toate butoanele. Să fiu sincer, poate mă tărez cu cine știe ce. Ar trebui să fac un ticket și să întreb dacă se dă wipe. Stai să vedem. Jobs, n-are gen identitate, plec într-o facțiune, ia stai să facem un pic de meta. Nu, pe aici parcă era pe undeva.
Care mafia rusă? Eu. A, ce mi-aduce aminte de pe mafia rusă aia bună. Păi bine, și permis unde poți să-l faci? Ce asta? Vinde minereuri. Stai că facem noi în felul următor. Smooth Hill, Job Cerșar. Licență. Am pus-o un pic mai de fi cu băieți, vă o să dea direct jaf. Cumva dacă s-ar putea pe viitor băieți sau bunerul să bage ceva pentru toggle chat, un exemplu, să nu vezi așa de multe ori o să stai că mi-a scris băiatul și mă scuze dacă s-auzit ceva. A scris băiatul pe Discord, bunerul. Un pic de toggle chat ar fi bun sau slash chat să nu vezi chiar în chat-ul. E destul de bun de actor deoarece de multe ori pe aici după chat și atunci n-am. Pe ce faci live? Am înțeles, dar nu mi-am explicat băiatul, cred că te așteaptă să-l fac. Dacă am zis azi că nu fac live, nu fac live. Dar nu pot să... Zic că nu n-am, am zis că pot singur. Asta e. Ok. Dacă mi-a scris doar ceva, mă rog. Hai să văd. Permis de armă, pagăm bar pe conducere. Expiră 30 de zile. Face mașină imediat. Mi l-a dat pe polițist în dreapta. Bro, serios? Mi-a dat pe polițist în dreapta. Bine, nu pot să mă duc prea mult, da? Da. Dar că între timp să ne mai uităm. Dacă vorbim cu el după ce se termină filmarea. 27 de minute. Man. Dacă nu vreau să... Am impresia că o să viu bombardier și o să umblu fără permis. Dar chiar efectiv m-a dat un polițist ce scriptul ăsta, frate. Dar mi-a zis băiat că o să prezint un pic am partea am de America, chestii de genul... După ce ajungi la capăt, faceți o întoarcere. Da, normal nu trebuie să accidentez. Ce mașină asta, mă? Panamera Turbo. Ce câte, mă? 2.6, 2.4, what? Destul de mult. Imediat să rămân fără motorină. Am un pic de lac pe aici. Dar mă rog, cine are treabă pe aici, nu mă poate foarte, foarte rar. Bine, observ că s-a mai băgat mai multe prin zona asta, sau mie mi se pare ciudat din cauza bândului de grafică. Posibil din cauza asta. Esențial am vrut să fac un episod mai scurt, vreo 12 minute, cam așa. Dar, na, dacă ne-am luat un pic vorba, asta e. Mamă, ce faine. Ok. Hai că termina și noi. E problema că eu acum o să permis, dar nu am mașină. Tu ai permis. Ai luat permis de permis.
De conducere. Bă, aici ce să spun eu aici, o să vă las. Mă duc încet către asta. Și mă duc să vorbesc cu băiatul și așa am filmat destul de mult, așa că vă aștept și pe voi. Aveți discord.gg/whiteroom. O să-mi pun și eu în descriere cât ce IP-ul, puteți să intrați și ne auzim data viitoare. Pa, pa!